Sau din Connector, aplauze pentru el. Sunt tare, tare curios să aflu și viziunea lui Sore în ceea ce privește originalitatea și, până la urmă, creativitatea unui band. Aici, pentru că, în glumă mai în serios, suntem înrudiți, ne înrudesc ani pe scenă și, într-adevăr, am ajuns la, la concluzia că notele perfecte, da, ni le dorim cu toții, dar cred că cel mai important este cu adevărat ce transmiți celor din fața ta și celor care te pot asculta și cu ochii închiși. Și dacă emoția și adevărul tău este pur, chiar nu mai contează dacă nota aceea la o octavă mai înaltă decât toată piesa nu reușești să o atingi, contează ce faci pe parcursul piesei, iar colegii de trupă să fie în chimie și în asentiment cu tine. Bun, păi sperăm că le-a plăcut chimia în acest sens și că o vor desfășura armonios și pe scenă. Păi, în aplauzele voastre sunt Connector și Sore, juriul de la Undercover, bătălia trupelor cu numărul 2. Și ce e foarte important, în seara aceasta veți asista și la un concert Sore, iar la încheierea Undercover, bătălia trupelor, domnul aici de față va închide balul. Aplauze încă o dată pentru cei doi, au mare nevoie de încurajările voastre și ei, pentru că e o responsabilitate. Scopul acestui concurs, că trebuie să lămurim și acest lucru, câștigătorul, o miză importantă pentru el, odată se redescoperă, doi la mână își pune în valoare creativitatea și trei la mână va fi difuzat pe radio, pe București FM. Aplauze pentru noi! Să știți că este o luptă foarte, foarte mare să ajungi la radio, dar lupta asta trebuie să fie, așa cum v-am spus, constructivă, originală și jurizată de oamenii ăștia frumoși. Încă o dată, Sore și Connector! Cu Connector ne revedem pe 8 aprilie la marea finală, iar cu Sore ceva mai încolo pentru un super recital. Vă invităm să rămâneți aici alături de noi. Mulțumim foarte mult! Și acum... Bun. Ce avem noi aici? Păi, fiți atenți! Avem 8 trupe. 8 trupe care se vor duela în 4 bătălii, a câte 2 trupe fiecare. Pentru a fi transparenți, ne-am gândit inclusiv să tragem la sorți ordinea în care ei vor trage la sorți. Și mintea luminată, da? Motiv pentru care colegul Omul Vicențiu... Omul care are creierul la purtător și laptopul în mâna stângă, Vicențiu, colegul nostru de la București FM, ne ajută. Dragii mei, calc pe urme grele aici, de artă, de precizie, de m-ați lăudat, de m-au luat toate transpirațiile. Ok, deci ce e mai important și mai important dincolo de show? Sunt oamenii ăștia care, fără îndoială, că toți aduc și talentul, dar aduc și spiritul ăsta de luptă. Și hai să vedem un pic, o să ține microfonul. Ok. Hai, spuneți-le voi. Fă, vrei să zicem așa, cum vreți voi, random. Cum vreți voi și eu de pe random.org trag la sorți. Okay. Deci avem random.org, un sistem care ne va ajuta practic să alegem trupele în ordinea pe care calculatorul o programează. Hai să le luăm așa, într-o ordine random. Păr. Da? Funky Band, okay. Nadila, trupa Marion, The Colors, Emanuel Mire and Band, Beda Band, trupa Legacy și trupa Vibes. Aplauze să încurajăm, e nevoie. Voi sunteți vedetele, bravo! Și hai să vedem, cu mânuțele, okay. astea două, că avem un clasic în viață, da? Ok? Facem un 3, 2, 1, enter! Reușim? Hai. 3, 2, 2, 1 și enter! Asta și fiți atenți aici, numele, în ordinea numelor de pe tricou, da? Nadila, Funky Band, The Colors, Emanuel Mira Band, Marion Band, Beda Band, Legacy și Vibes. Felicitări. Ok, asta este ordinea, felicitări. Ordinea în care Bun. Veți trage la sorți. O să te rugăm să ne mai ajuți și lui ordinea. Vicen. Bun. Okay. Așa. Bun, primii așadar care sunt invitați pe scenă sunt reprezentanții trupei Nadila. Cei de la Nadila sunt așteptați. Hai că vin. Calcă scările în picioare. Hai că s-a pregătit și bolul. Bună cu seara, bilete. Bună seara. Salut. Nu știu să deschizi balul. Salut băieți. Hai să facem cunoștință. Sunt Vali Toma, sunt saxofonistul de la Nadila și reprezint Nadila. Ok. L-avem pe Vali și... Ștefan Bocioc, clăparul trupei. Ok, deci tu ești cu clapa. Am înțeles cu clapa. Și totuși Eu ai venit. Cu bolul. E minunat. Bun, dragilor, este momentul să aflați în ce săptămână veți participa în concursul Undercover Bătălia Trupelor. Și nu vă speriați, nu sunt bilețele de pe cămașa lui Marius, dar se potrivesc. Ceea ce trebuie să faceți este să trageți la sorți un bilet. Simplu. Și să ne spuneți și nouă... Bun, ce scrie pe biletul de culoare aveți? Galbenă? Pentru Nadila avem data de 18 martie.
18. Iată-l. Asta înseamnă? Asta înseamnă două săptămâni, nu? Da, că ne vedem destul de curând. Cu cei de la Nadila, da. Cu cei de la Nadila, felicitări, băieți. Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. V-ați făcut-o cu mâna voastră. Da. Și de acum înainte, spor la derdeluș. Aplauze pentru Nadila, una dintre Nadila cele 8 trupe. Nadila a deschis balul. Stați să vă dau biletele. Puteți să păstrați biletul, bun, colegi. Mai departe. Funky Band. Funky Band. Salutare, salutare, bine ai venit alături de noi. Salut. Domnule, salut, cu cine stăm de vorbă? Sorin sunt trompetist la Funky Band și unul dintre fondatori și reprezentantul trupei. Și fondator și trompetist în același timp, ceea ce este minunat. Și bun, candidat la primărie. Hai să vedem, bun, cât de funky amestești tu treburile aici și să vedem ce dată extragem pentru voi. Nu e deloc o păcăleală, 1 aprilie. Aplauze pentru Funky Band. Și Funky tu Band. Ți-ai făcut-o cu mâna ta. Colegii okay. Vor fi recunoscători. Sperăm să veniți. Adică chiar dacă e 1 aprilie, nu e de glumă aici. E bătălie în toată regulă. Bun, se categoric. Ține totul. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Funky Band. Iată, pe 1 aprilie. Culori. Culori, hai să fie cu culori. Hai, ne colors. Place așa. Ne place să fim colorați. Salut, Lulu. Ne place să avem un domn cât se poate de energic și colorat pe scenă. El este... Eu sunt Lulu și sunt absolut încântat să fiu aici. Lulu! Aplauze pentru Lulu de la The Colors. Pentru cei mai netate, ca subsemnatul Școala Vedetelor, dacă vă aduceți aminte, momentul pe care Lulu cu siguranță îl apreciază. Hai să vedem. Culoarea și data. Verde. S-a tras. Data. Ia să vedem. 25 a 3-a. Pe data de 25 martie ne vedem cu trupa The Colors. Lulu, îți mulțumim foarte aplauze mult. Aplauze și pentru Lulu și The Colors. Nu o să te tragem de ureche, ești îmbrăcat în negru azi. Ai timp să fii colorat pe 25 martie. Abia așteptăm. Mulțumim foarte, foarte mult, Lulu. The Colors, 25 martie. Mai departe. Emanuel. Emanuel Mirea. Hai alături de noi. Salut, salutare, bine ai venit. Dragule. Bine ai venit, Emanuel. Bună seara, bună seara, prieteni. Emanuel este in the family, la propriu și la figurat. Curaj, că mai sunt câteva date curaj rezervate și pentru tai. Voi. Ia să vedem. Hai să luăm asta roșie. S-a extras roșu. Dăm să-l... Bun. Înseamnă 11. 11 martie pentru Emanuel Mirea and Ben. Adică de astăzi într-o săptămână. Ne vedem... Ne vedem într-o săptămână, e bine să deschizi balul, lumea zice că este constructiv. Emanuel ne-a povestit că a pregătit niște surprize, așa cum toți sper că aveți surprize pentru noi. Ea este cea mai și mică ajutoare din band. Vreau să vă spună și Rada, bună seara, bună seara, pe 11 ne vedem aici. Bună seara, hai că ne iese la cântare. Să nu uităm, Emanuel Mirea and Band, iată pe data de 11 martie, îți mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumim. Baftă și ție. Marion. Trupa Marion. Vine ca primăvara. Ce tare, ce bine. Ați venit cu căldura, e minunat. Ăsta totuși eu bănesc că în curând o să scăpăm de el. Bun, perfect. Hai minunat. Să ne și cunoaștem sau recunoaștem. Hai să ne cunoaștem, da. Sunt Ionuț de la The Marians și sunt de la Clape, când sunt clăpar. Clăparul, bun, perfect. Salut, sunt Mădălin și sunt chitarist și vocalist la The Marians. Ok, The Marians, a se nota și cu un S la sfârșit. Bun, bolul perfect. Va aparține. Bolul e pregătit, trageți peștele auriu, ia să vedem. Cine are mâna mai bună, clăparul sau chitaristul? Toboșarul. Bun, avem bilețelul. Scrie 6 lei. Avem și data... 1 aprilie, iată. Bun, nimeni nu se păcălește aici. Voi nu vă păcăliți, aveți Instagramul aproape. Dacă o să vă placă băieții ăștia, îi puteți și dacă vota. Nu mă înșel, cu cine? Cu cine se duelează pe 1 aprilie? Pe 1 aprilie cu Funky Band. Funky Band și The Marians pe 1 aprilie. Dragilor, vă mulțumim multă, multă baftă. Am ales primul duel, practic. Și dacă vreți, putem să facem The Funky Marians. Oricând este recomandat. Am scăpat de 1 aprilie. Oficial.
Bun, bun. Beda. Beda Band, yes. În continuare, Beda cu gălăgie și armonie, așa cum aplauze îi știm. Și pentru Beda hello, Band. Hello. Bine ați venit. Bine ați venit, bine ați venit. Salutare. Salutare, dragilor. Bună. Bine v-am găsit. Salutare, salutare. Ce faceți? Eu sunt Bebe. Hai să facem cunoștință. Noi ne știm, lumea. Eu sunt Geri Petre, solist vocal în trupa Beda Band. Bebe Panait, solist vocal în trupa Beda Band. Ne pare bine că suntem aici, mulțumim de invitație. Și de-abia așteptăm să cântăm. Păi hai să vedem când și cu cine. Am avut doi soliști, nu doi solist ca la și pariu. Și dacă mă uit mai bine la tine, tu cânti pe două voci, pe trei voci, trei pe scenă sunteți exact. De fapt. Uite, o să aleg verde pentru că verde este culoarea mea preferată. Verde, ok. Verde, așa cum e primăvara asta frumoasă. Și este 25 martie. Bun. 25 martie pentru Beda Band. Iată, primăvara vine. Avem cu duel cu... Și ne bucurăm tare mult. Cu The Colors. Cu The Colors. Mulțumim, mulțumim. Iată ce oameni... Am cu spirit observat, ce oameni atenți. Și cu memorie. Ceea vă mulțumim. Ce nu putem am avut 25 martie. Legacy. Legacy. Salut! Let's see, legacy! Salutare, domnule! Bine ai venit! Singur? Singur. Te-ai hotărât să cânti la toate instrumentele sau sunt și colegii prin preajmă? Doar la tobe. Doar la tobe. Cu cine stăm de vorbă? Daniel, trupa Legacy. Daniel de la trupa Legacy, toboșarul trupei. Mai avem două date, Daniel. Ia să vedem. S-a mers pe roșu. 11 martie. Săptămâna viitoare. Adică ne vedem săptămâna viitoare. Știam că nu mai poți aștepta și că o să-ți fie dor de noi. Așa Emanuel. Că probabil de asta ai zis să ne revedem mai repede în formulă completă. Deși ar fi interesant. Phil Collins se pricepe și cu vocea. Doi. Bun. Bilețelul lași colegilor noștri acolo. Îți mulțumim foarte, foarte mult, trupa Legacy, pe 11 martie. Cu Emanuel Mirabend, nu? Dacă nu mă înșel. Nu. Nu? Nu. Cu cine e pe Emanuel 11 martie? Cu Emanuel. Ah, cu Emanuel. Okay. Gata, am mai stabilit o echipă. A mai rămas un singur bilet. Da, ok, bun. Să haide, vedem hai ce să surpriză. Hai să facem oficială. Salut. Treaba, să fie surprinzător. Nimeni nu se așteaptă. Oare ce dată poate să fie? Salut, băieți. Să amestecați bine, ultimii da? Ultimii vor fi cei din tâi. Hai să vedem, peștișorul de aur. Da. Peștele este singur în acvariu. 18 martie. Hai să ne cunoaștem și cu băieții. Eu sunt Cătălin și sunt chitaristul trupei Vibes. Iar eu sunt Claudiu și sunt clăparul trupei Vibes. Trupa Vibes, Cătălin, Claudiu, dragilor, ne vedem pe 18 martie. Ne bucurăm tare, tare mult că sunteți alături și să fie cu vibe pozitiv. Baftă și inspirație. Gata, baftă. Bolul e gol, am tras la sorți trupele. Excelent. Și evoluția lor pe săptămâni. Se completează înapoi bolul cu... ghiciți ce? Piesele. Avem o mică recapitulare de făcut. Bun. Confruntarea 1 pe 11 martie, Emanuel Mirabend și Legacy. Confruntarea 2 pe 18 martie, Nadila și Vibes. Confruntarea 3, 25 martie, The Colors și Beda Band. Iar confruntarea 4 este pe 1 aprilie între Funky Band și Marion's Band. Finala este pe 8 aprilie, nu uitați, voi îi puteți trimite în finală votându-i pe Instagramul București FM. După fiecare prestație, aveți Instagramul la îndemână, cine v-a plăcut primește inimioară, contorizăm inimioarele în mod egal și alegem cele două trupe care vor merge practic pe 8 aprilie. La final, după ce toate trupele vor evolua, cele care strâng cele mai multe voturi, primele două se vor duela în finală, la sfârșitul acestui mic maraton undercover bătăria trupelor ediția a doua. Avem aici, așa cum am spus, și okay. Da, patru bilete. Avem bolul. Bolul cu piesele. Eu și Alex ne vom ocupa de treaba asta. Vom extrage întâi pentru prima confruntare, adică Emanuel Mirabend și Legacy, piesa. Stăm. Ei vor să vină pe scenă. Perfect. Hai să vedem primul duel, să-i și auzim concret și la obiect. Stai un pic. Avem de făcut un mic anunț, da? Dragilor, n-am avut o convenție înainte să urcăm aici pe scenă și am zis așa. Frumoasa noastră Geri este însărcinată și... Așa, aplauze, vă rog! Mulțumesc mult! Și ar fi minunat dacă ar putea să intre un pic mai devreme în concurs ca să fie mai ușor. Și eu m-am oferit că dacă în eventualitatea cazului în care voi extrage data de 11, să ofer cu drag ei.
Mulțumesc mult, Emanuel. Bun. Nu de alta, dar să nu nasc pe aici. Știi ce exact. Zic? Cam așa. Și atunci o să facem o mică rocadă. Okay. Emanuel Mirea Band va lua data Beda Band pe 25 martie, iar Beda Band va cânta pe 11. Mulțumim. Mulțumesc. Aplauze super tare, fair play. Asta este fair play-ul. Aplauze pentru Emanuel. Okay. Vom face și noi modificarea. Hai că noi suntem transparenți până la urmă și deschiși schimbărilor. Bun. Bravo, 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 foarte frumos. Beda și Emanuel Mirea Band, o să ieșiți cu copiii în parc, este minunat, apreciem. Bun. Confruntarea 1, așadar, 11 martie, între Beda Band și Legacy, este pentru următoarea piesă. Hai să le amestec. Bine, 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 bine. Și am extras una. Să-l iei pe la mai cald. Ok. Avem așa. Lil Nas X, Old Town Road. Cam așa sună piesa. Abia așteptăm să vedem ce faceți cu ea. Că e funky, că e blues, că e R&B, că e gospel. O duceți în ce zonă vă doriți. Mulțumim, Alex. Lil Nas X, Old Town Road pentru Beda Band și primul Legacy duel. Peste o săptămână, da? 11 martie. Mergem mai departe. Doamne, doamne, se lipește. Cine o fie? Oh. Am zis bine, cu lipește eram pe aproape. Este domnișoara Dua Lipa, Don't Start Now, pentru săptămâna 2. Adică Nadila și Vibes. Don't Start Now de la Dua Lipa. Piesa extrasă. Confruntarea 2, reamintim, are loc pe 18 martie. Bun, încă două bilete, două piese. Hai, adu-le tu norocul. The Colors și Emanuel Mirea. Jonas Brothers, Sucker. Jonas Brothers și Sucker. O, Doamne! Ok, merge? E bine? E bine, da? Lulu, okay. Emanuel, suntem ok. Perfect, avem ce să facem cu ea, știm să ne jucăm. Și acum, aproape Alex, că nici nu îmi vine să mai deschid biletul, o să vă pun să dansați, da? Chiar dacă sună un pic ciudat, precum maimuțele. Bun! Avem Dance Monkey, Tones and I! Tones and I, Dance Monkey! Așadar, Funky Bands și The Marians au Tones and I, Dance Monkey. În mod oficial, iată, extragerea a fost făcută. Iar acum e momentul. Bun. Să recapitulăm. Să vedem cum piesele. Stăm. Aplauze pentru trupele noastre din concurs. Bravo! Sunt încă în picioare, nu i-au răpus emoțiile, ceea ce este minunat. Cred că mai mare emoții avem noi. Ei știu exact ce au de făcut. Așa se întâmplă, na. Confruntarea 1, experiență, ce adică vrei. Săptămâna viitoare ne vedem aici, la aceeași oră, la ora 19, în București Molvitan, cu Beda Band și Legacy, Old Town Road, de la Lil Nas X. Aplauze pentru Beda Band și Legacy. Confruntarea 2, pe 18 martie, Nadila și Vibes, Dua Lipa, Don't Start Now. Aplauze, dragilor, bravo, bravo. Confruntarea 3, The Colors și Emanuel Mirea Band, Jonas Brothers, Sucker, pe 25 martie ne vedem cu ei. Iar ultima, dar nu cea din urmă, pe 1 aprilie, Funky Band și Marian's Band, Dance Monkey, Tones and I. Hai să fie cu dans și voie bună. Bun, aplauze încă o dată pentru trupe, au nevoie de încurajările voastre. Bravo. Și nu uitați, urmăriți Instagramul București FM, acolo se votează, o să vă explicăm exact cum stau lucrurile și cu datele. În momentul în care începe duelul respectiv, veți avea la dispoziție doar câteva zile pentru a-i vota. E simplu, putem face un exercițiu chiar acum. Tu, uite, mă uit la tine, ai telefonul la îndemână, ai Instagramul instalat, poți să-l deschizi, ok? Cauți București FM, ne dai acolo un follow și vei primi toate informațiile în funcție de trupa preferată să o poți vota. Asta vă îndemnăm și pe voi, ca seară de seară, să votați. E foarte, foarte simplu. Să-i trimiteți în finală.